pierderii de vieți omenești și producerii unor pagume materiale imense. Biblioteca Centrală Universitară, Muzeul de Artă, Palatul Regal, clădiile din zonă. Deci nu Ceaușescu este vinovat pentru aceste distrugeri din decembrie 89. Peste câteva ore de la proces, crainicul televiziunii române anunță 5 puncte de condamnare, nu 4, al cincilea punct fiind... 5. Încercarea de a fugi din țară pe baza unor fonduri de peste $1 miliard depuse la bănci străine. Cel mai grav lucru este falsificarea actului de condamnare prin introducerea punctului 5 și rămânerea lui în istorie, așa cum apare în capitolul Texte fundamentale din manualul de istorie de clasa 8-a de azi. Câte puncte?